Chitara acustică a lui John Lennon din anii 60 va fi scoasă la licitație pe 29 mai la New York. Instrumentul muzical a fost găsit recent în podul unei case din Marea Britanie. Casa de licitații se așteaptă ca aceasta să se vândă cu o sumă de peste 800 de mii de dolari. Licitatorii mai spun că John Lennon a cântat la această chitară pe albumul Help al trupei The Beatles. Mai mult, aceștia au declarat că au călătorit până în Marea Britanie pentru a verifica dacă respectiva chitară este cea originală, pentru că în 2015 un alt instrument care i-a aparținut lui Lennon s-a vândut cu 2,4 milioane de dolari. Doamnelor și domnilor, e momentul să luăm notițe, că așa nu se mai poate. Vine primăvara, iar trendurile nu bat pasul pe loc. Ce se poartă, ce culori, ce tonuri, modele și croieli, nu știm cu exactitate. Și tocmai de aceea îi spun bună seara fashion designerului Kinga Varga, pentru că este alături de noi. Bună seara, Kinga, bine ai revenit după foarte mulți ani. Să rămână, bine seara. Bună seara și mă bucur că să fiu din nou aici cu voi. Și noi au trecut ani buni. Mulți. Chiar numărăm mai devreme, cred că peste 10, nu? Așa de este, peste 10 ani de când ne-am întâlnit. Ce povesti. Avem. Ce s-a schimbat în ăștia 10 ani în modă, în fashion? Ce se poartă anul ăsta în materie de fashion? S-a schimbat foarte multe. Noi nu ne-am schimbat, că arătăm la fel de bine și frumoase în tinerii. Așa este. Într-adevăr. Din punct de vedere vestimentar, într-adevăr, o să avem parte de o vară foarte frumoasă, foarte transparente, foarte cu multe direcții și tendințe. În zona aceasta. Așa că eu am selectat câteva direcții și idei pe care ar fi bine să le măcar să încercăm să le integrăm în garderoba noastră. Nu e ideea să schimbăm totul, dar să avem câteva ia să le auzim, că suntem curioși acum. Ia, ce ar trebui direcții să facem? Deci, în primul rând, din punctul meu de vedere, din toată frumusețea de tendințe, partea de transparență ia amploare în acest sezon, adică vorbim de transparență, materiale fluide și transparente. Asta ar fi una dintre direcții. A doua, una care a pornit cândva în anii 90 și s-a reîntors anii 90, bineînțeles cu detalii contemporane. Vorbim aici de materiale metalice, adică shiny, care duce spre glam, elegant, dar poți să mergi cu toată ținuta într-o ținută metalică, adică cu accent metalic, sau doar, nu știu, parte de sus, parte de jos, adică să-l incorporezi foarte fain și poți să-l să o transpui ca să o porți toată ziua, nu neapărat numai la evenimente mondene. Că nu ți-ai doar o rochie de tablă când te duci, exact, știi? Poți să-ți iei și un jeans cu un corset de tablă. Exact. Bun. Da. Dar e o apariție, într-adevăr, așa ceva. Nu-mi displace. Și în mod, într-adevăr, ne permitem cam orice până la urmă. Bun, pe lângă acestea putem discuta și de ideea de franjuri. Toată perioada o să se poartă franjurii de diverse lungimi și suprapuneri de franjuri. Pe lângă franjuri, mai avem ca și tematică partea cromatică, coloristică, și anume zona de... La rochile de seară mergem pe culori puternice, păstrând tăieturi foarte elegante și adânci și linii drepte, dar tăieturi, să zic așa, sexy și cu îndrăzneați, să fie îndrăzneți. Așa, iar pe partea de day by day mergem pe culoarea anului de peach, bineînțeles, de piersicuță aceea light. Putem să mergem foarte bine pe zona de burgundii, deși este ideea
spre, deci culoarea aceasta merge în general spre iarnă, dar acum a fost introdus în acest sezon de primăvară-vară și de acesta de un violet spre vișiniu, foarte frumos. Deci culori de-astea mai sofisticate, așa mai înțeleg, sofisticate, nu se poartă mai elegante. Culorile țipătoare nu se poartă, nu neapărat țipătoare, dar mai intense și mai elegante spre glam. De asemenea, mergem și în zona de pastel, unde albastrul deschis, aceea de culoarea cerului sau baby bleu ciel, cum se zice. Sau mov lila. Sau mov lila este foarte una dintre direcții. Acum, într-adevăr, depinde de tenul fiecăruia și de fiecare cum rezonează cu aceste culori. Negrul, ei, dacă rămâne negru? Negru, sezonul acesta cam eliminăm negrul, dacă serios? Se poate, bineînțeles, și îl înlocuim cu alb. Foarte mult alb în această perioadă, albul și pe partea de transparențe se potrivește, dar la rochile, la rochi în general și la produse pe perioada de vară, mergem pe alb. Cât mai dantelat, cât mai aerisit, cât mai fluid. Și o chestie faină ce îmi place mie, așa, și ce s-a introdus, interesant din punctul meu de vedere, este că talia s-a înălțat foarte mult. Deci dacă până acum încercam în zona taliei să fie pantalonii, fustele să fie aproxim talie mai joasă, acum este exagerat de sus. Asta ce înseamnă? Alungește foarte frumos silueta. Mm-hmm. Avantajează și femeile minione. Pentru că totdeauna o talie mai înălțată te face mult mai înaltă, ajută foarte mult silueta, îți face așa o siluetă clepsidră, indiferent că... Uh-huh. Așa, deci asta mie îmi place foarte mult direcția aceasta, deci s-a speculat că o să mergem cu talia cât mai joasă. Mai e un pic, mai e 2-3 ani, ne întâlnim și cu talia foarte joasă. Dar despre joasă. Modelele oversize, chiar mă întrebam zilele trecute, cam cât se vor mai purta acești blugi supradimensionați, cu buzunare mari, cu aplicații chiar și la noi, la femei. Exact. Să știi că continuă încă în acest sezon tot ce ține de parte de oversize, este inspirație din anii 90. Într-adevăr, linia trebuie să fie mult mai simplă și mult mai elegantă, dar continuăm, însă trebuie puțin mai, nu atât de încărcat. Și dacă este oversize, trebuie păstrat linia de minimalism în direcția asta. E tot din inspirația anii 90, din nou se reîntoarce, cum știm că moda e ciclică în general. Păi și povestea asta cu talia înălțată, nu? Talia înălțată și ține tot de anii 90. Tot de anii 90, într-adevăr, și putem vorbi inclusiv de o incursiune între masculin și feminin, iar pentru că sacourile supradimensionate, imaginează-ți un sacou supradimensionat mult prea mare, de două ori îl iei al bărbatului tău sacoul, și dedesubt, de exemplu, o fustă conică cu talie înălțată, imediat îți arată silueta, sau o rochie mulată pe corp, imediat este contrastul acesta între masculin și feminin și mi se pare foarte glam, foarte elegant și puternic. Mi-a plăcut povestea aia cu transparența. Cât de transparent, da, așa? Și deci transparența asta se poartă și la bărbați? Se poartă și la bărbați? Sau cât de transparent să fiu? Știi care-i treaba? Sezonul acesta este permis aproape orice în zona, așa, de transparență, numai ideea e să avem curajul să-l și punem în practică. Inclusiv pe partea de business se merge la zona de transparență, pe partea de fuste, într-adevăr, cu produse sacouri mai mari ca să acopere. În rest, mergem pe zona de plasă, cu cât mai mărgăurile, cu atât mai bine. Plasă pescărească, da, exact. Asta am înțeles. Exact. Nu intrăm în acest... Se referea la plasă. Da, păi da, la plasă. Da, sunt plasele acelea, exact, pescăresc. Este foarte bună ideea. Deja. Așa lui Covei îi place să pescuiască. Mă gândeam că poate te ajută astfel de plasă. În principiu are balta pește, exact. Știi cum se zice, da. Că-l prind eu. Așa, inclusiv poate să fie, deci, cu ochi mari. Da. Cât de aerisit se poate. Perfect. Sau zona de tul, în care este, într-adevăr, se vede foarte, cam totul.
Aha. Aha. Asta suna bine, nu? Cam, bine, bine. Cam, nu, și poți să folosești și celofan să te învelești în el. Da, poți, da, și celofanul, mai ales că acela stras, te face și mai mic. Te ajută și să slăbești. Și celuletă te ajută. Eu am idei. Eu am idei, da, asta îmi dau seama. Ești foarte creativ, oricum. Cred că trebuia să lucrezi în domeniul modei. Neapărat. Am înțeles. Deci să facem așa o scurtă recapitulare. Vorbim de transparență. Multă. Anul ăsta, transparență multă, da. Alb. Alb. Și culori intense la rochile de seară, da? Și culori mai pastelate în cele de zi sau ținute unii cu totul, da? Aceeași culoare pe cromatice diferite. Vorbim de franjuri, vorbim de talie înălțată, da, neapărat. Vorbim de anii 90, în care avem minimalism supradimensionat și culorile metalice, materialele metalice, care poate să fie și soft și mai dure, așa. Culorile albe la rochi am spus și transparențele am spus. Spuneai despre felul în care culoarea trebuie să fie potrivită cu tenul. Așa. Hai să dăm câteva exemple. Să spunem, pentru un ten deschis ce culori s-ar potrivi, pentru un ten ceva mai pentru închis. Pentru mine, de exemplu, mie ce mi s-ar potrivi cu ochi negri și păr negru? Cavanos. Cavanos. Albă ca zăpada. Ție ți se potrivește în zona, în general, și în zona de portocaliuri, adică culorile și intense, pentru că are un contrast, dar nu fosforescente, deci nu în zona aceasta de fosforescent, ci culori intense și curate. Că tu strălucești oricum. Da. Știi, tu strălucești oricum. Exact. Trebuie. Cu acel iz de eleganță, da? Și și pe zona de culori pastelate, ți se potrivește chiar foarte mult, de la albastru deschis, la violet deschis, la culoarele pământii, iar maroul este una dintre culori care... Și cachiul, și cachiul, da? Adică ți se potrivește. Perfect. Și pentru o persoană blondă cu ochi albaștri, cum sunt eu, spre transparență. Voi nu mă vedeți, dar eu sunt. Te vezi, asta e important. Urmează să... Important e cum te vezi tu. Da, da. Nu, dar cu, vorbind la modul serios, pentru, nu știu, o persoană cu un ten deschis, cu un păr blond, cu ochi deschiși. Da, aici mergem mult pe contrast de genul culori reci, pentru că blondul permite, dar și aici depinde de tipul de blond pe care îl are persoana respectivă. Deci mergem pe violet, pe albastru, pe zona de verde, iar verde se potrivește foarte bine și în funcție și de culoarea ochilor schimbă acele culori frumos. Da? Inclusiv culorile argintii, aurii, să nu uităm de ele, care în general cam prinde pe toată lumea, depinde de ce folosești auriu sau argintiu în funcție de tenul pe care îl ai. Pentru domni, anul ăsta ce recomandați? Stilul feminin. Să dacă doamnele poartă stilul androgin, atunci domnii poartă stilul feminin. Pentru domni, într-adevăr, ce mi-a plăcut este foarte mult, sunt culorile, felul în care se asociază culorile, și anume, de exemplu, dacă avem un tricou, o cămașă de o anumită culoare, sacoul să fie din aceeași culoare și pantalonii contrastant eventual. Adică să se meargă împărțit măcar în două culori, pentru a da un aer stylish și de asemenea a evita pantalonii, de exemplu, foarte strâmți. Mie mi se par, sunt puține persoane cărora le stă foarte bine pantalonii strâmți. Adică cum ar trebui să fii ca să poți să porți adică un pantalon? Adică un pic lejer, nu foarte mulați, la asta facem referire, pentru că mai nou tendința am văzut că s-a dus foarte mult înspre pantaloni de sacou, pantaloni la costum, în care sunt destul de mulate. Este frumos, nu zic, dar trebuie să ai un corp foarte bine pregătit și atitudinea sănătate. Atitudinea potrivită. Da, într-adevăr, nici eu nu m-am pat prea bine cu astea prea strânse pe corp. Da, se merge pe direcția aceasta. Acesta este... trendul, mergem înainte, dar important e cum ne simțim noi în ea, că aceea e atitudinea, aceea este imaginea. Și să ne stea și bine. Bineînțeles. Fără... Tu ce planuri ai? Ce ți-ai propus să faci anul ăsta? Cu cine surprinzi?
Da, eu o să am, pregătesc o colecție capsulă pe zona tematică de aripi de înger cu alb și cu auriu, pe care o să o dezvolt. Avem o prezentare de modă la Sibiu, care urmează și, bineînțeles, acum, în perioada aceasta, chiar se lucrează la colecția deja de toamnă-iarnă, adică deja gândim ce se va purta toamna următoare. De unde vin toate aceste influențe? De unde vă inspirați pentru sezonul care vine? În general, există niște direcții în mai multe domenii cu tot felul de târguri în care iau loc și au loc, acolo se trasează cu adevărat tendințele și direcțiile și de acolo, de la acele târguri și prezentări, fiecare designer preia elementul care îi se potrivește în funcție de brandul pe care îl are. Și vorbim aici de capitala modei, de Milano? Și vorbim de Milano, Paris, Londra, unde sunt efectiv târgurile de specialitate. Într-adevăr, se merge pe toate zonele, de vestimentație, de ce se poartă pe stradă, de home, de deco, de decorațiuni. Se ia totul ca la un malaxor și împreună cu profesioniștii se aleg, de exemplu, acum deja se lucrează cei sus, să zic așa, se lucrează deja la tendințele din 2006-2007, pentru că totdeauna e cu 2-3 ani înainte, până ce ajunge deja pe piață, deja s-a știut de acum 2 ani, cam ce o să fie. Și uite, am uitat să spun încă o direcție foarte importantă și pe care o să-l vedeți peste tot pe piață. Sunt florile acestea voluminoase care au luat o razna. Da, da. Și cu cât mai mare, cu atât mai impresionant, pe care îl poți folosi și ca accesoriu sau ca să ieși în evidență. Superbe și florile de la, pe care le porți ca și bijuterii. Mulțumesc, da, ador orhideea și, bine, în colecție acum, anul trecut am fost cu cea cu orhideea și anul acesta este cu zona de cală, așa că merg mai departe zona de flori. Într-adevăr, până la urmă, e important ce ne inspiră și ce ne face fericite. De-abia așteptăm să vedem creațiile. Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi în această seară. Și eu mulțumesc mult de tot. Îți dorim mult succes în tot ceea ce faci și te așteptăm cu mare drag să revii aici alături de noi. Mulțumim, mulțumesc. Iar noi mergem mai departe. Și după dezastrul din casa Juliei Fox, e momentul pentru lux. Da. Imediat după publicitate vedem artă în aeroport. Cele mai luxoase, cele mai frumoase așezate într-un top. Revenim. Rămâneți cu noi. Am revenit, urmăriți Flash Monden și este oficial, aeroportul din Dubai a fost declarat cel mai luxos din întreaga lume. Acolo se găsesc magazinele celor mai mari case de modă, restaurante exclusiviste, dar și hoteluri de 4-5 stele. Este urmat de Londra cu aeroportul Heathrow. Cu toate acestea, chiar dacă are pădure tropicală și cascadă, aeroportul din Singapore este doar pe locul 5 atunci când vine vorba de lux. Aeroportul din Dubai este cel mai aglomerat din întreaga lume și cum acolo luxul e ca la el acasă, aeroportul nu putea fi mai prejos. De la magazinele celor mai renumiți designeri până la patiserii specializate în eclere și până la toate lanțurile internaționale de restaurante, pasagerii pot găsi de toate. La departajare, aeroportul a primit 83 de puncte, iar un criteriu important luat în calcul a fost și existența barurilor cu șampanie sau caviar pentru pasagerii de la clasa 1. Chiar dacă se mândrește cu cea mai înaltă cascadă interioară din lume, celebrul aeroport Changi din Singapore este doar pe locul 5 când vine vorba despre lux. Aeroportul reprezintă el însuși o destinație. Totul este amenajat în mod clar de cei mai buni profesioniști din designul interior și arată absolut spectaculos. Construcția a costat 1,25 miliarde de dolari și zilnic 300 de mii de oameni îi calcă pragul.
Magazinele de lux și barurile cu șampanie sau caviar sunt printre criteriile care au numit aeroportul JFK din New York cel mai luxos din Statele Unite ale Americii. Paradoxal, alte sondaje au evaluat aeroportul drept unul dintre cele mai rele de peste ocean. Aeroportul din Dubai, numit acum ca fiind cel mai luxos din întreaga lume, este urmat de aeroportul Heathrow din Anglia, aeroportul internațional Hamad din Qatar, aeroportul Charles de Gaulle din Paris și aeroportul internațional din Sydney. Mi te și închipui într-un aeroport, cel din Singapore, da. Sar, tu treci așa pe o liană, știi, dintr-o parte în alta aeroportului, cu valizele în spate. Să mă angajeze pe post de Tarzan. Da. Ai vrea tu. Mi-ar plăcea. Sau măcar pe post de bagajist, ăsta de care valizele. Hai, lasă-mă să rămân cu imaginea lui Tarzan. Și... Dar de ce, domne, că suntem totuși astăzi, de 1 mai, ziua muncii, trebuie să ne gândim numai la muncă. Căci munca l-a făcut pe om și tot ea l-a obosit. L-a terminat și noi suntem obosiți. Vă spunem la revedere, să aveți o seară minunată și vă dăm întâlnire și mâine. O seară minunată. Toate cele bune. Program disponibil pe primaplay.ro.